Băi, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de voice de CS1.6 mod CSGO. Suntem pe serverul go.crusher.ro, o să aveți IP-ul serverului și în descriere dacă vreți să intrați pe server să ne jucăm împreună. Și da, mă, băi, nu uitați să spargeți acolo acel butonaj de like, să strângem și noi la acest episod cât mai multe like-uri. Dacă strângem peste 200 de like-uri, o să-mi dau seama că încă vă mai place această serie de CS1.6 mod CSGO și o să mă țin de postat în continuare. Am văzut că la ultimul episod de CSGO, pe nou server pe care l-am deschis, am strâns peste 350 de like-uri, ceea ce înseamnă că vă place și o să mai fac și live-uri și videoclipuri acolo. Deci o să aveți acolo toate serverele în descriere. Și astăzi voiam să vorbesc puțin despre scamuri și despre nou tip de scam care a apărut pe Steam mai nou. Am primit și eu un mesaj și o să vă zic cam care este treaba cu el și să vedeți cam ce trebuie să faceți, cum să procedați. Stați așa o secundă. Unde e, mă, ăsta? Ok. Bun. Nu uitați să vă și abonați, bă, băieți, și foarte important să apăsați pe clopoțel, pentru că clopoțelul este foarte important și dacă vă abonați, facem și noi 14.000 de abonați, boys. Deci neapărat trebuie să vă abonați. Da? Bine? Ok? Da, mă, băieți. Deci o să vorbim puțin despre schemuri în general și despre nou tip de schem pe care, nu știu, îl fac băieții pe Steam. Probabil că ați primit un mesaj de acest tip sau nu. Poate să ziceți mulți dintre voi: bă, halogene, crezi că noi nu știm ce trebuie să facem? Crezi că noi punem botul la căcatul de astea, nu știu ce? Bă, sunt alții care nu prea sunt, știi, familiarizați cu treaba asta, știi? Și ei au nevoie de treaba asta, să le zic eu cam care este treaba. Deci, în primul rând, nu trebuie să dați niciun fel de parolă, niciun fel de cod pe care îl primiți de confirmare sau așa, deci nimic nu trebuie să dați. Bine, doar în cazul în care faceți voi un trade sau cu cineva sau să-i dați un cont, să vă dați alt cont, dar nici atunci nu prea e ok, e posibil să vă luați schem. Dar hai să vă zic puțin despre nou schem, să zic așa. Și mi-au trimis mesajul ăsta vreo doi prieteni, am avut doi prieteni la Steam și cred că le-au fost și lor sparte conturile, deci fiți atenți cum a început mesajul. Dau gratuit cont Steam cu CSGO și alte jocuri scumpe, level 115, skin-uri de 200 de euro, dacă îl vrei spune-mi, ofer free CSGO account level 115 și skins over 200 de euro și skin-uri de peste 200 de euro. Ia să-mi arate contul, mi l-a arătat, era un cont într-adevăr cu level 100. Avea skin-uri pe el de vreo 200 de euro. Și na, am zis: da, mă, frate, hai. A zis că îl dă gratis, știi? Și azi, fii atent cum i-am zis. Ia să-mi arate contul. După care nu pot să vă arăt și vouă conversația pentru că e aici în shift tab. Bun. Și că îl dau gratis că și eu l-am primit. Ia zis: bine. Ia zis: dă-mi linie, știi? Ia zis așa la Caterinca. Și azi: a, ok. Și că schimb e-mailul meu de la cont, și că dă un e-mail să-l pun la cont. Și eu i-am dat un e-mail de al meu. Bine, nu e e-mailul meu principal. I-am dat e-mailul de la contul de Steam cu CSGO pe care trebuie să-l dăm la giveaway în seara asta. Deci, cu tot veni vorba, nu uitați că în seara asta facem extragere la concursul special de un an de server. Vedeți că aveți acolo un link în descriere și să vă înscrieți. Bun, deci, așa, ce am mai zis? Hai ca să ne jucăm și pe server, că cam asta e treaba. Și eu i-am dat e-mailul meu, da? I-am dat e-mailul frumos. Și el ce mi-a zis? Stați așa. Bun, i-a dat e-mailul. Așa, ci că vezi pe e-mail. Și el ce a făcut? A băgat, el a zis că îmi bagă e-mailul pe contul de cu level 100 ca să-mi schimbe e-mailul. Să-și schimbe e-mailul lui și să-l bage pe al meu. Cum ar veni să am eu acces la contul ăla cu e-mailul meu. Dar el de fapt ce a făcut? A luat e-mailul meu, l-a pus acolo, dacă aveți acolo pe Steam, când vreți să vă autentificați, aveți acolo forgot password, dacă ați uitat parola. Și acolo puneți un e-mail. Și el a pus acolo e-mailul meu și mi-a venit mie un cod. Și el zicea că mi-a venit mie codul de confirmare a schimbării e-mailului. Dacă mă înțelegeți, sper să mă înțelegeți, dar cam asta este treaba. Dar de fapt el îmi pusese e-mailul la forgot password și când am primit un cod, eu dacă îi dădeam codul ăla, el putea să schimbe parola la cont. Și eu am zis, eu mi-am prins atunci, am văzut acolo, scrie acolo, aveți problemă cu contul dumneavoastră? Și na, și mi-a, na, și i-am zis: boss,
E cam urâtă treaba, vrei să-ți dau codul? Cică da frate, dă-l. Și am mai vorbit ce am mai vorbit cu el, mi-am dat seama, știi? Și i-am zis, frate, intră tu pe contul ăla cu level 100 și dă-mi mesaj sau dă-mi ad. Și a început să-mi zică că, a, păi da ce mă frate, îți dau contul pe gratis și tu acum am cer căcatul de astea. Lasă frate, așa atunci. Și căcatul de astea, știi? Și na, v-am zis, aveți grijă la căcaturile astea. Și după ce mi-a trimis mesaj de pe contul ăla, de pe contul ăsta, mi-a trimis mesaj de pe alt cont. La fel, același mesaj. Și de pe contul unui prieten care, na, când le dă dacă te uiți, rip tată. Așa, i-a spart contul și mi-a trimis mesaj de pe contul ăla. Deci v-am zis ca să aveți grijă, dacă primiți un mesaj de genul. Hai să vă mai zic o dată, dau cont, dau gratuit cont Steam cu CSGO și alte jocuri scumpe, level 115, skin-uri 200 de euro, dacă îl vrei așa, nu știu ce. Scrieți-mi în comentarii dacă ați primit un mesaj de genul, ca să văd și eu dacă se regăsesc mai mulți în situația asta. Deci e jale, frate, cu schemurile. E jale. Nu știu. Și v-am zis, cum am pățit și eu cu YouTube-ul, dar nu știu dacă știți, mi-a fost par contul, cred că acum o lună jumate, ceva de genul. Mi-au trimis un mesaj cineva care spuneau că sunt de la YouTube și aveau acolo tot emblema YouTube. La e-mail, acolo tot. Și ce am zis? Mi-a trimis mesaj că dacă... Căci că am făcut spam și... Am primit reclamații în legătură cu canalul meu de YouTube și dacă nu le dau parola și nu știu ce, o să-mi închidă canalul în 3 zile. Să le dau parola ca să-mi verifice contul, puii mei. Da. Și eu normal, ca prost, am pus botul și le-am dat parola. Pentru că se întâmplase ceva înainte și credeam că chiar am făcut spam, dar eu de fapt nu făcusem spam. Și s-a pupat treaba, știi, ei mi-au zis că am făcut spam și eu cu câteva zile înainte făcusem spam cu niște live-uri care nu au ieșit bine, a fost altă treabă. Și na, a fost o coincidență, să zic așa. Și le-am dat parola. Nu, da, le-am dat parola, nu? Da mă, le-am dat parola. Și ce mi-au cerut? Parola, numărul de strike-uri și e-mail-ul. Și am zis, na, bă, cum intre ăștia? Le dau parola, dă-i în puii mei. Păi cum intre ăștia pe contul meu dacă ei n-au e-mail de confirmare, n-au număr de telefon, n-au nimic? Băi frate, au intrat pe contul meu. Mi-au schimbat și e-mail și... Mi-au schimbat și e-mail de confirmare și număr de telefon. Bă, fără să-mi vină mie ceva, frate, pe telefon, pe e-mailul de confirmare. Nimic, frate, i-au schimbat tot. Fără niciun... Nimic. Și am avut noroc că eram la PC. Și am schimbat acolo rapid numărul de telefon. Pentru că eu am încercat atunci să mă conectez iar pe cont și numărul de telefon nu era încă schimbat. Am intrat rapid pe cont, mi-am schimbat numărul de telefon, e-mailul tot, am schimbat parola și aia a fost. Ne-am recuperat contul în mai puțin de 5 minute, eram ultimul panicat că îmi pierd contul de YouTube. Bine, dacă schimba și e-mailul și tot, chiar nu mai aveam ce să fac. Și na, cam asta a fost. După care mi-a trimis mesaj, a zis, a, păi... Bossule, vezi că ai schimbat parolele înapoi, vezi că trebuie să intrăm pe cont, dacă nu ți închide canalul în 3 zile. A, da? A, da, sigur. Hai că vi-l mai dau. Am așteptat 3 zile, nu s-a întâmplat nimic. Deci, da, mă, băi, foarte, foarte mare grijă și cu schemurile astea. Aveți grijă cui dați parola, ce faceți. Eu am învățat din greșeli și, na, părtășesc cu voi. Bine, e mai bine să înveți din greșelile altuia, dar, na, eu am învățat din greșelile mele. Se partea a doua. Voi învățați. Eu am învățat din greșelile mele, voi învățați din greșelile mele. Ok. Cam asta e și nou tip de schimb. Mai să ne jucăm și noi aici pe server, v-am zis go.crashed.ro. Aveți IP în descriere acolo frumos. Bine, sunt o grămadă de tipuri de schimb care se mai folosesc la momentul de față, dar na, schimbul ăsta era să mi-l iau eu. Adică n-am, vă dat seama, când am primit codul ăla, am zis, bă frate, ce dracu faci? Ai. Sau nu știu dacă ați mai văzut și voi primiți, dacă primiți mesaje pe Steam, intră pe site-ul ăsta că primești nu știu câte skin-uri, nu știu ce, primești nu știu câte gemuri. Bă, nu intrați mă pe site-urile alea că sunt site-uri fantomă și vi se duc conturile pe pulă. Acum la modul cel mai serios. O să primiți mesaje pe Steam, nu știu, de la prieteni poate. Poate primiți de la prieteni, dar de fapt ăia nu sunt prietenii voștri. Alora le-a fost deja spart contul. Intrați pe site-ul ăsta, primiți, o să vă zic în engleză, primești nu știu câți euro, 20 de euro, nu știu ce. Nu uitați, frate, că nu o să vă dea nimeni bani pe gratis.
sau chestii pe gratis, că nu se dă nimic pe gratis, e doar vorba de schem. Când vedeți ceva că primești pe gratis nu știu ce, poți să zici din start că e vorba de schem. Și cam mai este. Nu. Dați și voi un share să vadă cât mai mulți prieteni și să aibă grijă la treaba asta cu schemurile și cu... Da, și asta v-am zis eu treaba. Primești un link, intri, zic să intri pe el, că primești nu știu câți bani, nu știu ce căcaturi și de fapt că încolo ți-a fost spart contul și tot. Bine, la conturile de Steam mi-a fost și mie spart odată și am făcut tichet și mi-a fost recuperat. Deci la contul de Steam nu e așa mare problemă. Pentru că dacă faci tichet și ai informațiile necesare, e cel mai probabil să ți-l recuperezi. Așa am făcut și eu și am făcut un tichet după ce îmi fusese spart contul și a doua zi dimineața aveam contul înapoi, balul schimbată cu tot. Na. Asta s-a întâmplat când aveam 1000 de abonați, facem acum story time. Hai că da. Când aveam 1000 de abonați, tot la fel. Primisem, luasem schema, atunci era mai la început. Îmi trimisese un mesaj, ci că... Bă frate, vezi că poți să primești nu știu ce skin-uri, un cuțit, niște skin-uri pe CSGO. Uite frate, am primit și eu, mi-a arătat el acolo o poză cu un trade offer primit de la nu știu ce bot cu niște skin-uri. De fapt nu era de la el, vă dați seama. Și a zis, uite, le trimis mesaj la ăștia de la Steam, mi-a dat el un e-mail acolo, Steam support, nu știu ce căcat, dar de fapt era e-mailul lui, știi? Le trimis mesaj la ăștia de la Steam și le zici că ți-au fost furate nu știu ce skin-uri, nu știu, ci că le zici că ți-au fost furate nu știu ce skin-uri, le-ai dat pe trade și n-ai primit nimic înapoi și ei o să ți le dea înapoi și nu știu ce. Și am zis, bine mă frate, da, s-ați cam uitat. Deci mi-a zis așa, să le trimis mesaj pe e-mailul ăla pe care mi l-a dat el, să trimit mesaj cu ce skin-uri mi-au fost furate, cu e-mailul și cu parola de la contul de Steam. Deci era așa le frate, adică despre ce vorbim, ești demon. Vă dați seama, era la început, nu știa nimic. Și a zis, bine frate, i-am trimis acolo, ăsta mi-era prieten, știi, dar de fapt nu era el, era altul, pe contul lui. Și mi-a spart omul, mi-a spart și Steam-ul, mi-a spart și contul de YouTube cu 1000 de abonați. Și pe contul de YouTube postase tutorialul ăsta. Un tutorial, cum să faci skin-uri gratis, trimiți e-mail-ul, nu știu ce, și la fel le-au fost sparte conturile și la câțiva abonați. La câțiva abonați. Și... na. Și am făcut tichet. Bă, deci în seara aia când mi-a fost spart contul și canal de YouTube, bă, eram pierdut, frate, eram, știi cum, eram mort. Deja am făcusem alt canal, am făcusem alt cont de Steam. Contul de YouTube l-am recuperat ușor. Aveam numărul de telefon încă pe contul ăla, l-am recuperat foarte ușor. Am primit un cod pe numărul de telefon și l-am recuperat contul de YouTube. Dar contul de Steam a trebuit să fac un tichet. M-a ajutat la fel un abonat, căruia i-a fost și lui spart contul și m-a ajutat. Bă frate, vezi că faci un tichet și recuperezi contul foarte ușor. Și na, cam asta e treaba și cu schemurile, bă băieți. Aveți grijă ce faceți, pe unde mergeți, cu cine vorbiți, cui dați parole, cui... Deci, na, e jale. Acum o să ziceți, bă, halogen, dar eu știam, mă, frate, ce trec, cum vă spui mie de-astea? Băi, frate, cei care știți, să vă fie de bine, bravo vouă. Dar sunt mulți care sunt mai la început, na, nu știu câți oameni o să ia în considerare videoclipul ăsta. Așa că atunci când primiți un mesaj că cineva vă dă bani pe gratis, gândiți-vă la videoclipul ăsta. Și spuneți-mi acum, deci cei care s-au uitat până aici, spuneți-mi în comentarii câți dintre voi au primit mesaje de genul, cum v-am zis eu în episodul ăsta, sau mesajele cu intrați pe site-ul cu tare că primiți nu știu ce skin-uri. Spuneți-mi voi acolo în comentarii câți dintre voi. Hai să jucăm. Mai jucăm și noi o rundă, două și cam mai este. Spuneți-mi voi acolo în comentarii. Hai că a jucat și voi, băiți. Hai că am jucat și eu, boys. Da. Bă, e foarte tare serverul. Vă aștept pe el, aveți IP în descriere. Și nu. Nu uitați că am deschis și noi un server de CSGO, oldcs.delegenda.ro. O să aveți acolo la serverul oficiale toate IP-urile de care aveți nevoie. IP-ul de la serverul ăsta o să-l aveți acolo în primul link. Deci, respect. Și hai să vedem. Skin-urile foarte frumoase ca de obicei. Un deagle aici cu roșu, cu
Bakugan, ce este mai Bakugan? Ok. Nice. Deagle Golden pentru maneliști, dacă mai știți voi videoclipul ăla. Deci da, mă băieți, dacă n-ați făcut-o până acum și dacă v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo un like-uț. Să văd că încă vă mai place seria de CS 1.6, pentru că dacă vă susținere, mă țin, frate, și eu. Dar dacă nu vă susținere, vă dați seama, n-am pierd și eu cheful de a mai filma CS 1.6, mă înțelegi? Dar am văzut ce drept în ultimul timp, câte 200 de like-uri. Și chiar îmi place, bă, dar la episodul de CSGO am făcut 350 like-uri, deci respect maxim, frate, respect maxim. Hai să jucăm și noi runda asta, să dăm tot ce putem. Și hai să vedem. Unde să știam, frate? Hello, boys. Hai că mai jucăm și noi. Ok, văd că băieții mei sparg tot. Păi ce să vă mai zic, mă băieți, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți acolo acel butonaj de like, nu uitați să vă abonați. Dați și voi acolo un follow pe Instagram, la halogen_h. Am făcut și noi 1000 de follow. Ce trebuie să faceți asta? Am făcut și noi 1000 de follow de curând. Și da, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Și până data viitoare, noi am fost pe go.crashed.ro. Nu uitați de like, share, subscribe, pa, pa.